La 20 de kilometri de București, în comuna Belciugatele, zona Cândeasca, locația de agrement Valea Iazurilor oferă clienților săi intimitate și multiple posibilități de relaxare. Stilul rustic, îmbinat cu dotările moderne, natura, peisajul mirific, mâncărurile cu specific românesc și pescăresc, căldura și profesionalismul personalului sunt doar câteva motive pentru care turiștii revin săptămânal. Cea mai mare atracție la Valea Iazurilor rămâne pescuitul sportiv. Se pescuiește de la răsărit și până la apusul soarelui. Pescarii pot închiria terasa cu grătar de pe malul lacului pentru a-și prepara singuri prada. Lacul este populat cu crap, amur, salontă, caras, sturion, șalău și știucă, peștișorul de aur ce îndeplinește la eliberare 3 dorințe. În aer liber. Ne oferă 13 camere duble și 5 apartamente dotate cu minibar, frigider, televizor, internet, telefon, uscător de păr, băi proprii cu cadă și vibromasaj. Sunt tratați cu mare atenție aici la Valea Iazurilor, iar dacă ați călcat odată pământurile acestui complex, cu siguranță nu veți regreta și veți reveni cu mare drag. Această pensiune mai are și o terasă acoperită cu o capacitate de 180 de locuri cu 3 separeuri sub formă de barcă. Localul este construit în stil rustic, iar barul din dotarea acestuia se află în interiorul unei corăbii amplasată lângă restaurant. Ziua, mă numesc Cătălin Rachieriu, bucătar șef la Valea Iazurilor. Astăzi o să vă prezentăm două preparate
specifice restaurantului nostru, care este de asemenea pescăresc. Da? Avem pomana peștelui, un produs care s-a înființat aici la noi, a luat viață, și frigărui de pește. Pentru dumneavoastră și numai pentru dumneavoastră, care vă așteptăm la Valea Iazurilor, avem somonul, rondele de somon, fileul de crab, care este de la noi din baltă, da? Se vede, e proaspăt, da? Un filet de pangrasius, la care vom mai adăuga ceapă, ciuperci, ardei gras, roșii. Avem uleiul de măsline, vin, sare marină, piper, un condiment surpriză care e numai pentru dumneavoastră, da? Mălai. Și acum vom începe operațiunea pregătitoare pentru pomana peștelui. Luăm aproximativ 70-80 de grame de somon, îl tăiem cubulețe, la fel fileul de crab, îi îndepărtăm pielița, filet de pangasius, așa că să fie suficient pentru o porție, îl condimentăm cu sare marină, da? Piper, condimentul surpriză, punem mai din abundență, mergem la partea frumoasă, da? La tigăi, cum se spune în limbajul nostru de bucătari. Da? Am pus circa 15 ml de ulei, bucățelele de pește bine condimentate, le vom tăvăli, ca să spun așa, prin mălai, fiecare bucățică în parte, să fim siguri că s-a acoperit cu mălai. Deci când uleiul sfârâie, asta e un auz plăcut al bucătarului, să sfârâie tigaia, da? Punem peștele și îl lăsăm să-și facă de cap circa 2-3 minute în tigaie, timp în care noi mai pregătim și mai avem de adăugat roșie și usturoi. O să fiu un pic mai generos cu roșia și 2-3 căței de usturoi, nu mai mult. Preparatul nostru are un timp cam de aproximativ 10 minute de pregătire. Eu am să pregătesc pentru al doilea preparat, ca să spun așa, frigăruile de pește. Și au la fel somon, file de crab și pangrasius. Am să rog pe colegul meu Viorel să vină alături de mine, da? Să pregătim legumele pentru grătar. Deci aceste frigărui le vom garnisi cu legume la grătar. Condimentăm și marinăm peștele cu un pic de zeamă de lămâie, un praf de sare, piper, condimentul secret, și am să tai o lămâie cu care voi marina acest pește, da? Ne uităm la tigaia noastră să vedem ce face și adăugăm roșiile și usturoiul. Deci pe dumneavoastră, clienții noștri, dragi care vă așteptăm la Valea Iazurilor, avem și multe alte preparate surpriză, ca să spunem așa, numai și numai pentru dumneavoastră, da? Dar astea nu le puteți degusta decât venind aici și văzând peisajul și tot ce se întâmplă în jurul acestei, să spunem așa, în jurul acestui paradis, mic paradis. Spre final, am să-mi fac de cap cu puțin vin sec, alb de regulă, da? Și preparatul nostru este
aproape pe gata, în proporție de 99%. Mai urmează partea montajului. Am luat aceste trei bețe de frigărui și începem să ne jucăm. Am pus ceapă, punem un filet de somon, roșie, crapu, ardeiul. Și voi continua așa până să vă face o porție de frigăruie generoasă, numai pentru dumneavoastră. Și acum mergem cu ele la grătar. Grătarul nostru stă încins 24 de ore din 24 pentru dumneavoastră, în așteptarea dumneavoastră. Și acum partea frumoasă, ca să spunem așa, ceea ce așteaptă clientul nostru, o decorăm. Aceasta este pomana peștelui, un preparat care vă așteptăm să-l degustați numai la noi, la Valea Iazurilor. Și frigăruia de pește. Acestea au fost preparatele noastre astăzi. Cătălin, bucătarul dumneavoastră preferat și echipa Valea Iazurilor, vă așteaptă să ne vizitați. Vă mulțumim, o zi bună! Vă pup! Dacă doriți să vă organizați ziua de naștere sau orice petrecere, puteți să o faceți cu încredere aici, la restaurantul Valea Iazurilor, un restaurant cu specific românesc, cu o capacitate de 110 locuri.